Bine v-am găsit în pastila de bunăstare. Dacă vă doriți să vă luați un credit în momentul de față, ar trebui să știți că aveți câteva lucruri și obligații pe care trebuie să le respectați și de care trebuie să țineți cont. Care sunt acelea și cum s-au schimbat de-a lungul timpului, aflăm chiar în momentele următoare. Alături de mine pe această discuție, domnul Daniel Nicolescu, președinte al Comisiei Juridice ARB. Bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, ne dorim să luăm un credit. Ce ar trebui să ia în considerare un consumator în momentul în care se gândește să ia acest credit din punct de vedere al obligațiilor? Da, principala obligație a unui client care accesează un credit bancar este evident aceea de a rambursa ratele. Însă aceasta presupune asumarea unor riscuri de către client. Desigur, și banca își asumă niște riscuri, însă își asumă niște riscuri și consumatorul. Astfel, dacă vorbim de un credit în valută, este evident că moneda națională se poate devaloriza în raport cu valuta respectivă, lucru pe care îl vedem, îl experimentăm chiar în prezent. Deci, rata va crește. Dacă vorbim de un credit cu o dobândă variabilă, este posibil ca dobânda să crească și atunci va crește și obligația de plată a clientului. Iarăși, este un fenomen care se întâmplă sub ochii noștri. Deci, toate acestea antrenează niște riscuri pentru consumator. Aceste lucruri sunt adresate de legislație pentru că există niște nivele maximale la care clienții se pot împrumuta. Totuși, dincolo de aceste limitări legale care sunt 40% la credite în lei și respectiv 20% la credite în valută, recomandarea pentru clienți ar fi aceea de a nu se expune la nivelul maxim, să ia în considerare faptul că după plata ratelor vor trebui să aibă suficienți bani pentru un trai decent. Și încă un lucru, în afară de aceste două riscuri mari menționate, care sunt cumva, să spunem, exterioare persoanei clientului, există și un risc legat de persoana clientului, și anume să-și piardă locul de muncă, activitatea comercială pe care eventual o desfășoară să nu mai producă atâtea venituri. Prin urmare, se recomandă prudență. Și un ultim lucru legat de acest aspect este acela că consumatorii trebuie să realizeze că riscul investiției este la ei. Deci dacă își cumpără un imobil și valoarea acestuia scade, acesta va fi un risc pe care ei și-l asumă, așa cum beneficiul, dacă valoarea unui activ crește, este la ei. Există de asemenea dreptul persoanelor fizice de a fi informate, anumite drepturi legate de informare? Da. Și acestea sunt reglementate tot în ideea de a ajuta pe consumatori să nu ia decizii pripite sau decizii care pot să le aducă riscuri mult prea mari. Și există atât la creditele de consum cât și la cele imobiliare, cele care sunt destinate unor investiții în imobile, construcții și terenuri, obligații legale de informare. Există ceea ce se cheamă informații standard la nivel european, este un formular pentru creditele de consum și respectiv fișa europeană de informații standardizate pentru creditele ipotecare, în care băncile prezintă clienților principalele date legate de credit. Și aici avem suma creditului, rata, frecvența ratelor, dobânda, comisioanele, valoarea totală care se rambursează și, foarte important, acel deja cunoscut DAE, dobândă anuală efectivă, care reprezintă costul total al creditului exprimat sub formă de procent, care este un instrument foarte bun pentru clienți pentru a face comparații între diversele oferte. Acestea sunt elementele de bază la care ar trebui să se uite. Da, și mai este de spus că, deși au un termen de 15 zile, deci băncile trebuie să sunt obligate să trimită aceste informații cu cel puțin 15 zile înainte de încheierea contractului, clienții pot să renunțe la acest termen, însă sfatul meu ar fi să nu se grăbească și să analizeze aceste informații. Foarte pe scurt, dacă pe parcursul luării creditului clienții întâmpină probleme, ce fac? Da, din păcate se poate ajunge și la astfel de situații, iar în astfel de situații principalul sfat și cred cel mai valoros este acela de a discuta cu banca. Trebuie spus că băncile nu au interesul să ajungă la măsuri de executare silită, nu doresc să-și execute silit clienții și atunci principalul lucru este discutatul cu banca. Aici se pot găsi variate soluții, de la reduceri temporare la reduceri permanente de costuri, fie că vorbim de dobânzi, fie că vorbim de comisioane. Se poate lungi durata creditului, pot fi convertite creditele în valută, în moneda națională. Așadar, există dialog la nivel de client și bănci. Vă mulțumim mult pentru informațiile aduse în pastila de bunăstare. Există dialog și vă mulțumesc. Așadar, dacă vă doriți să luați un credit, mare grijă, aveți drepturi și drepturi de a fi informat. Cereți toate informațiile de care aveți nevoie. Pe data viitoare!